ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț, ultimul filmuleț pe acest an cu mâncare. Nu știu dacă o să pot să pun ceva, un fel de vlog, pentru că am foarte multă treabă și nici nu știu ce să pun. Am fost la Auchan să cumpărăm câte ceva pentru anul nou. Am să vă arăt cât am dat, 510,81 pe ce vedeți aici pe masă. Și aici am luat și a doua o pungă de bobițe, un sac de nisip, mai aveam, dar am zis să avem în avans. Și am să încep de aici, am luat banane, clementine, câțiva struguri ce am găsit așa mai frumoși, un pomelo, am luat un pachet de șervețele din astea pentru masă, nesuri Amigo pentru că nu mai aveam, am luat aceste măsline pentru anul nou, măsline verzi fără sâmbure cu chili, este așa într-un sos, am mai luat și negre, alune tot pentru masa de revelion de anul nou, am luat un gel de duș fa, ăsta îl mai am și acum la baie și îmi place mult, am luat 4 sticle de Coca-Cola fără zahăr în avans, am până după anul nou. Pentru masa de anul nou am luat și această brânză afumată, această brânză telemea maturată, 2 ciocolate de astea din... pentru prăjitură, vreau să fac o prăjitură, un salam Fox, am luat 2 suculețe din astea, dar unul nu știu unde e, cred că l-a luat Ian pentru copii, 2 pungi de sare de Himalaya roz, sare fină, nu mai aveam, 2 pachete de unt, unt din ăsta am luat și data trecută și am văzut că e foarte bun, cel mai ieftin, am dat 9 lei și ceva, 2 cutii de lapte dulce, marca Auchan, 2 sticle de Coca-Cola normal pentru masa de anul nou, pentru că avem invitați. Am luat o sticlă de șampanie din asta pentru copii, noi de asta bem acum de anul nou. Un Sprite, un Fanta, tot pentru anul nou. Am luat berea aceasta, ciucaș la sticle, am văzut că cumnatul meu bea și am luat să fie așa. Am văzut că îi place și am să iau ceva ce îi place. Muștar la minut, am luat 2, s-a mâncat foarte mult muștar acum de sărbătorile astea pentru că am făcut și tob, am avut de toate din astea, carne de porc și am luat 2 borcane de gem de vișine, tot marca Auchan, aș fi mâncat că clătite cu și dulceața de vișine este preferata mea. Am luat această conservă cu tentacule de calamar în sos de măsline. Mie îmi place foarte mult, dar nu știu dacă mai luat asta. Cred că da, am luat. Un mascarpone, nu știu dacă am arătat-o, cam scumpă, 35 de lei, 36 de lei am dat pe această mascarpone. Vreau să fac o prăjitură. Această mască de păr că îmi trebuia, rămăsesem fără, cu cocos. E foarte bună, mie îmi place foarte mult cum îmi face părul, eu l-am foarte aspru. Am mai luat aceste măsline cu cremă de anșoa umplute. Am vrut anșoa bucăți să fac eu acasă, dar erau exagerat de scumpe și puține în borcanaș și am zis că lasă. Altă dată am luat așa, tot pentru masa de anul nou. Ce am mai luat interesant și am dat cam mult pe el, icre de somon, arată așa cum arată aici. Este foarte mare, i-am dat 25 de lei pe acest borcanaș, dar eram curioasă rău de tot să văd ce gust are, n-am mâncat niciodată. Și o pâine, cam astea sunt cumpărăturile mele pentru, o parte din ele pentru anul nou. Ce să vă mai zic, vă urez un an nou fericit și plin de bucurie tuturor. Vă pup!